Bă, asta e șoră de 10 ani. Ia făta. Ia lui taică meu. Cu asta merge încoace încolo la pădurică. Tatăl dumneavoastră se află în spate. Sănătate vă dorim. Să trăiți. Cum vă simțiți? Udo Ștefan. Cum vă simțiți? Bine? Bine. Eu ia păderea și... Domnul Ștefan? Da. E... Cumpărată din Blaha, de acolo, de la noastră. Ne, la martă mașină. E furță pentru inima omului, dar nu-i de vânzare. Și cum vă descurcați? Bine. Mergeți cu calul peste tot, așa? Nu, peste tot. Și am făcut naveta 32 de ani la Jibuc. La Jibou? Da, la Jibuc. Am făcut naveta. Mă scolam la 2 și 2, la 2 jumate. Cu cai? Da, cu cai. Pe jos. Pe jos? Da. Aia da treaba. Lucram pe escalator la fabrica de cărămide, la Cluj. Cum vă simțiți acum? Bine. Vă descurcați, așa? Tensiune am, dar aveți un pic de... Am făcut ăsta, știți, trebuie să merg la doctorul să facem ăsta în ei, controlul ăla, știți? Cu tot nici cum, ăsta nici cum, nici cum. Și... Nici că ia, mă. Ne. Duce-o, zic că e rog. Nu, 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 nu